Meteorologii au emis o avertizare pentru intervalul 13 ianuarie, ora 8, 14 ianuarie, ora 20. În vestul țării, local, se vor semnala precipitații mixte în cursul zilei de vineri, apoi predominant sub formă de ninsoare. Vântul va prezenta intensificări locale și va atinge viteze de 55-60 de km pe oră. La munte va ninge viscolit, dar iată pe larg datele meteo. În județul Arad, la noapte, vremea va fi în general închisă. Cerul va fi noros, local va fi lapoviță și ninsoare. Izolat vor fi condiții de polei. Vântul va sufla de la slab la moderat din sector vestic, cu intensificări izolate. Dimineața va fi ceață. Minima nopții va fi de minus 1 grad Celsius la Șiria și 0 la Arad. Și mâine o vreme închisă cu cer mai mult noros. Local se vor semnala precipitații, la început mixte, apoi predominant sub formă de ninsoare. Vântul va sufla de la slab la moderat dinspre vest, cu intensificări temporare. La munte, vântul va sufla cu putere, viscolind zăpada. Temperaturile maxime vor fi de 2 grade Celsius la Șiria și 5 la Arad. În Careș Severin, în această noapte, vreme închisă, cer mai mult noros și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Izolat vor fi condiții de polei. Vântul va sufla de la slab la moderat din sector vestic, cu intensificări izolate. Dimineața va fi ceață. Minimele sunt de minus 5 grade Celsius în stațiunea Băile Herculane și minus 1 grad în Oravița, Caransebeș și Reșița. Tot vreme închisă cu cer noros și mâine în Caraș Severin. Vor fi precipitații mixte, iar apoi se vor transforma în ninsoare. Vântul va sufla de la slab la moderat dinspre vest, cu intensificări temporare. La munte, vântul va sufla tare, viscolind zăpada. Maximele vor fi de 4 grade Celsius la Oravița, 5 în Caransebeș și Reșița și 8 în stațiunea Băile Herculane. În Timiș, la noapte, vreme mohorâtă cu cer noros și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Izolat va fi polei. Vântul va sufla de la slab la moderat din sector vestic. Minimele sunt de minus 1 grad Celsius la Jimbolia și 0 grade la Lugoș, St. Nicolae Mare și Timișoara. Mâine, vreme în general închisă cu cer mai mult noros și precipitații, la început mixte, apoi predominant sub formă de ninsoare. Vântul va sufla de la slab la moderat dinspre vest. Maximele vor fi de 6 grade Celsius la Lugoș și 7 la Timișoara, Jimbolia și St. Nicolae Mare. Și în Timișoara, la noapte, vreme în general închisă, cerul va fi noros și va fi lapoviță și ninsoare. Izolat vor fi condiții de producere a poleiului. Vântul va sufla de la slab la moderat dinspre vest. Izolat va fi ceață. Minima nopții va fi de 0 grade Celsius. Mâine, timișorenii, o parte de vreme închisă cu cer noros, vor cădea precipitații mixte, iar apoi va ninge. Vântul va sufla de la slab la moderat dinspre vest. Temperatura maximă va fi de 7 grade Celsius. Sâmbătă, vremea se va răci, iar cerul va fi noros. Local va ninge. Vântul va sufla în general moderat dinspre nord-vest, cu intensificări temporare. La munte, vântul va sufla tare, viscolind zăpada. Minimele sunt de minus 4 grade Celsius în județele Caraș Severin și Arad și minus 3 în Timiș, iar maximele vor fi de 1 grad în Caraș Severin și Arad și 2 în județul Timiș. Duminică, vremea va continua să se răcească. Cerul va fi temporar noros. Local va ninge. Vântul va sufla de la slab la moderat dinspre nord, cu intensificări temporare. Izolat, în zonele joase vor fi condiții de ceață. Minimele sunt de minus 6 grade Celsius în Caraș Severin, minus 5 în Timiș și minus 4 în Arad. Iar maximele sunt de minus 2 grade Celsius în județul Caraș Severin și 2 grade în județele Timiș și Arad.